Bună dimineața! Ce credeți? Asta e ziua aia mare înainte de concurs. M-am trezit la 5:55, fără ceas, fără nimic, entuziasmat. Abia așteptam să verific forma, să văd abdomenul. Bănuiesc că și voi vreți să vedeți forma de concurs. Deci, o zi înainte de concurs. Dar a trebuit să mă epilez azi, a trebuit să dau părul jos, pentru că așa facem noi, cei care mergem la concurs, la fitness, trebuie să dăm părul jos pentru a se vedea detaliile musculaturii cât mai bine. Așadar, m-am trezit cu gândul de a face chestia asta, numai că mașina îmi joacă feste, trebuie să o bag la încărcat. În fine, am făcut un duș. Haideți să vă arăt forma de dimineață. Bun, am emoții. Asta e pielea. Așa arată înainte de concurs. Practic, nu mai e grăsime aici. E pielea și cam atât. Simt cam incomod să pozez aici când nu prea e loc. Aici avem o oală cu orez. Simplu. Fiert. Scorțișoară. Ceva ovăz. Și minunații cartofi. Uite cât de bine arată, doamne, doamne. O să îi băgăm la caserolă și luăm la pachet toate astea pentru a ne încărca pe drum. Azi merg la Brașov la concurs. Nu, 91,6. Wow, 91,6. Încă nu vine să cred. Nu vine să cred, pentru că ieri aveam 93, de asta nu vine să cred. E foarte bine, e un semn foarte bun. Bun, ziceam că sunt un pic pe grabă. Trebuie să ajung la masaj. La ora 9:30 am programare la masaj. Înainte de scenă vreau să fie corpul relaxat, dar nu am să mă opresc din antrenament. Așa cum unii o fac, la mine peak week nu înseamnă schimbări drastice, nu o să schimb foarte mare lucru, o să mă încarc cu carbohidrații astăzi, dar nu o să fie ceva foarte extrem. Am mâncat carbohidrați și ieri, am mâncat toată săptămâna carbohidrați, îmi păstrez rutina, și anume cardio dimineața pe burta goală, cu un shake cu aminoacizi,
glutamină și aminoacizi esențiali și, bineînțeles, ceai verde, ceai de ghimbir. Ce o să mai fac eu azi? După care o să plec spre Brașov. Când ajung acolo o să mă înregistrez, o să mă bronzez, o să fac toate lucrurile astea. Până una alta o să bag 20 de minute de cardio sau 30 de minute, să văd cum am timp. Și seara cred că o să ne antrenăm puțin așa, să pompăm mușchiul și dacă găsim saună o să facem și o saună. Eu am făcut saună în fiecare zi, m-a ajutat și aș vrea să păstrez cam tot ce am făcut săptămâna asta, de fapt ultimele două săptămâni, să păstrez, să nu schimb nimic major. Anul ăsta vreau să mă sui pe scenă, pur și simplu ca și cum ar fi o zi obișnuită din viața mea. Mă dau jos de pe bandă, mă dau jos de pe aparate și mă sui pe scenă, la modul ăsta. Nu vreau să fie o zi de-aia cu deshidratare, cu vai, nebunie, schimb. Am încercat toate chestiile astea, de ce să fiu ipocrit, să zic că nu, domne, nu. Eu n-am încercat. Pe mine nu m-a interesat. Eu n-am făcut. Nu, am încercat toate clișeele astea de peak week. Cu sare, cu carbo, cu apă, fără apă. Uneori au mers, uneori rezultatele au fost foarte mici, alteori au fost mai nașpa. Toată chestia e că natural, sincer să fiu, concluzia e felul următor. Nu trebuie să fac schimbări majore. Pentru că corpul reacționează ciudat și de la om la om diferit. Hai! Și am ajuns pe Valea Prahovei. Suntem aproape de Sinaia. A fost aglomerat drumul. Doamna Sinaia. Doamna Sinaia. Driverul aici de față e un pic frustrat că n-a avut unde să calce această bestiuță. Dă un pic mai încet că nu cred că ne auzim. Las că dă-i de aici. Da, are și el o bestiuță. E volanul cam ca la bestiuța mea, că voi îl știți din vlogul trecut. Ce vreau să vă spunem? Cum te simți, Fabius? Înfometat. Înfometat. Ne e foame rău. De 3 săptămâni. Mie de foame ce mie beau la apă. Am băut. De cât am plecat? De o oră am plecat de acasă? Nici o oră n-am plecat de acasă. Opa! Opa! O simt, băieții? Opa! M-a accelerat un pic, băieții. Nu știu dacă ați simțit voi, dar eu am simțit. Deci am băut 1,5 litri de apă de când am plecat de acasă. Și nebunul ăsta mă alergă acum, ți-a găsit acum când am dat eu drumul la vlog să mă alergi. Ia uite. Lasă mai ușor, Flavius, că nu e combinație. Dărâmi toate alea, mă, ce uite. Opa, ce ai făcut acolo? Ia mai fă o dată așa. Ce? Opa, ți-ai lovit aici la triceps. Lasă-mă. Băi, super tare. Una peste alta ne simțim bine. Avem formă bună. Nu știu dacă o să vezi. Nu e. E prea multă lumină. Abia aștept să dau drumul la mâncare, sincer. Am mâncat piept de pui și sparanghel dimineață, prima masă. Tu ce ai mâncat, mă? Ou. Eu nu am regim tradițional de culturist. Ouăle cui? Găinii? Găinii. Câte? 3 cu 3. 3 albușuri, 3 întregi? Omletă, frumos, cu măsline. Corect, pe grăsime, așa frumos a luat-o omul. Grăsim cu proteină. Pe ulei, cum s-a spus. Ai luat-o pe ulei. Și ai dat și niște legume, ceva, frunze? Nu, niște roșii. Niște roșii, da, nu știi că roșiile au sodiu și au și carbohidrați. Eu și oricum nu sunt fructe. Eu oricum nu sunt roșiile în formă. Roșiile sunt fructe, oricum, nu știu, nu știe nimic băiatul ăsta. Eu oricum nu sunt în formă maximă, așa că îmi permit să...
Dar știi oamenii care nu sunt nici pe departe în formă sau ceva, dar se cramponează la chestii de astea, gen roșiile au nu știu câte calorii sau nu știu cât carbo sau da. Băi, oameni, sunt foarte conștiincioși și din lipsă de informații încearcă să pară mai deștept decât sunt. Am înțeles. Atâta tot. Nu trebuie să-i judecăm. Nu-i judecăm, nu, dar ziceam că îmi plac oamenii ăștia. Ah, îți plac. Da, 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 îmi plac oamenii ăștia. Mănâncă la Mac și după aia îi vezi că sunt deranjați de faptul că proteinele este nenaturale. Știi? Păi și la Mac cum este? Păi la Mac mâncarea praf e servită cu apă direct. Nu vezi praf. Tu nu vezi praf în spate. Nu vezi praf în spate la Mac. Tu vezi direct pe tavă și miroase. Dacă ei vinde proteina direct la pahar. Dacă aș vinde creta proteică, adică asta doam eu aici și mă gândesc acum să o scot să o mănânc. Da, dacă eu vin deja preparat, atunci am este mult mai clar, dacă receptiv. Îi dau clătita asta proteică, nu o să mai zică că e nesănătoasă sau ceva de genul ăsta. Adică nu mai e... Nu mai sunt aia prafuri aia americane aici. Acum. Să ai grijă că mai acum nu e ceas. Mai sunt 8 minute. 8 minute? Am zis că mâncăm la 6:30 și am început să mănânc la 23. 23. Am furat startul un pic. M-a luat foamea vorbind de aici cu voi. Ce le mai zicem? Le mai zicem ceva oamenilor sau închidem? Le zicem. Zic cum te simți. Le simt bine. În afară de înfometat. Simt bine. Da? Cum să nu e bine? Drum de munte. Ne distrăm, noi mergem să ne distrăm cum ar veni, nu? Timp petrecut cu prietenii. Adică o să fie al câtelea concursiere, mă, să nici nu mai știu. Bă, nu știu al câtelea concursiere, știu că e al cincilea an în care merg la același concurs și în care particip la concursuri. Dar am avut ani în care am participat la 6-7 într-un an, am avut ani în care am participat la 2-3. Ăsta e primul an în care am mers pe reținere, adică e primul concurs pe anul ăsta și s-ar putea să fie și ultimul, nu știu sigur, să vedem dacă... Mergem la naturali? Dacă ne hotărâm să mergem la IMBA la naturali, s-ar putea să mai fie încă unul, dar... Trebuie să scoatem dopele. În rest am stat departe de concursuri și tentația e mare când intri în formă să mergi la cât mai multe concursuri, pentru că în capul tău e la modul, bă, dacă tot am muncit, hai să merg, să arăt lumii că am muncit și că arăt bine și să câștig, nu? Bine. Asta e inițial asta. În capul meu asta a fost în 2017 când am luat toate concursurile la rând. Bine, în primul rând mie vreau să-mi arăt că sunt bun și să-mi dovedesc chestia asta și să știu că fac ce trebuie și să am un palmares. Acum, în schimb, după ce am acasă o duzină de medalii și de... După ce ai palmaresul și durerile de spate. Da, acum, sincer, nu mai mă gândesc la medalii, acum mă gândesc la durerea de spate, că mi-ai adus aminte. Mă gândesc câte ore fac până la Dej, la Pro Nutrition să particip. 8 ore cu mașina. Aolo, mă doare spatele deja. Adică la modul ăsta nici nu mai vreau să merg, știi? Câte ore fac până la Craiova să particip? 3 până la Craiova, mint. Dar n-au fost la Craiova, a fost mai sus un pic de Craiova, a fost la Turnul Severin. Deci vreo 4-5 ore. Nu mai particip la concursuri decât dacă e aproape. Dacă e aproape, comod. Și dacă e ce trebuie, adică la naționale e campion național al 5-lea an, merită, e aproape, e la Brașov, aproape de mine, care stau în Prahova sau la București, deci destul de aproape. Plus că palmaresul e acolo încă un an campion, plus ce mai vin, bonusurile și așa de la club. Apropo, noi facem și bani din asta, da? Deci să se știe, oameni buni, noi facem bani din asta. Suntem sportivii care... Suntem puțini, suntem sportivi aia care bă, primesc nu mulți bani, nu vă gândiți că primim mulți bani. Cum ar fi cazarea la... Dar avem transport asigurat, avem cazare asigurată, avem mâncare asigurată. Doar cu trenul, fără bătorină. Cu trenul, asta cu mașina e că suntem noi aroganți și ne permitem că e aproape. Am făcut chetă noi doi și de-aia. Eu motorina, el clătitele. Eu vin cu clătitele, da, ia uite-le, faza e în felul următor. Cei mai mulți sportivi plătesc din buzunarul lor și drumul, și cazarea, și înscrierea, tot. Noi nu. Și mai mult decât atât, dacă ieșim campioni sau dacă ieșim în primii trei, nu? Nu știu, că am ieșit doar campioni. Și la fel, nu știu cum e să ieși mai jos. Mamă, ce pute asta. În fine, ideea e în felul următor. Primim lunar, până la sfârșitul anului,
următor, deci cum ar veni să calculează anul de acum, de când câștigi, până data viitoare, când e concursul, anul competițional. Uuu, ce demaraj are ăsta aici, nebun. 210 cai? 210 cai. 210 cai. Dar tu toți antrenați ca tine, așa? Mamă, abia mai țin mână, ești nebun. Bă, oricum pe filmare nu se vede așa. Știu că nu se vede, dar pe mine mă doare mâna. Ce ziceam? Că noi primim bani în fiecare lună de la clubul nostru, ceea ce mă face să mă simt bine, mă face să mă simt apreciat, nu neapărat că e suma mare, un pic peste 100 de euro, nu? Sau mai mult? nu dăm din case sume, dar ideea e să primești ceva, să te simți respectat, să te simți apreciat pentru munca pe care o faci. Pentru că eu la primul concurs la care am participat, bineînțeles, n-am câștigat, am ieșit pe locul 4, dar când am ieșit prima dată campion, mi-a dat o plasă de ceva, o plasă de niște suplimente. Redis, facem reclamă la Redis. În fine. Gata, avem trafic oprit aici, frumos, stăm în coroană. Da, ideea e că de când am plecat acum 5 ani, când primeam o plasă de ceva, până acum, când primim și indemnizație, primim și transport și toate astea, e cale lungă și e foarte bine. Altceva ce mai vreau să mai zic, am pierdut ideea, nu, cred. Nu, am vorbit prea mult. Gata. Ne auzim mai târziu. Ne auzim când ajungem acolo. Ne simțim pregătiți. Nu cred că facem de astea deshidratări, încărcări, sare, descărcări. Nu ne iese. Că nu știm rețete astea. Noi suntem slabi, nu știm rețete de astea. Nu, adevărul e că am încercat toate astea. Le-am făcut pe toate pe pielea noastră și concluzia este că anul acesta vrem să ne simțim pe scenă relaxați ca din sală. Pace. Și ar mergem la sală. Da, și mergem și la sală, ne și antrenăm noi până în ultima zi. Unde te bagi, mă? Că în față. Te bagă pe aici, pe ruta asta ocolitoare, da? Super, da. Am lăsat coada acolo în spate și o luăm... La arătură. O luăm la picior, pe munte. Hai, băiat. A început și ploaia, a început tot. Suntem cu termopane aici. Ne continuă pe remuze, te spune regulamentare. Suntem băieții cu termopane, nu? Clar. Am ajuns în Brașov. E aerul fresh în Brașov. Adică frig. Adică frig, da. Câte grade avem aici? 16 grade în Brașov. Mama mia. Hai să vedem unde ne-am cazat. Unde ne-a cazat măritul club. Farul. Și am ajuns și în camera de hotel. Suntem... Suntem fix în gară. Flaviu, ce zi, mă, ești bine? Ai dat drumul la vlog. Mamă, ce bine este, ai întins. Foarte bine. Hai să mâncăm. Să vadă lumea ce mâncăm. Vrei să vedem ce mâncăm? Vrei să vedeți ce mâncăm? Noi vrem să vedem ce mâncăm. Noi nu vrem să vedem, noi vrem să simțim. Eu i-am lucruri simple. Aduci tu ce ai, aduci... D-astea de culturistă? Da. O recipient de pui? O recipient de pui. Te-ai dat de gol. Să le arăt și cum e în gară. Hop. Nu se deschide, mă? Nu mergem, mă, să deschizi geamul. Ne-a baricadat ăștia, dar uite, e mișto. Hai. Eu n-am mai stă niciodată în gară, ești nebun? Hai, mă, să... Adu ceai. Unde e? Unde e John? Hai să vedem ce avem aici. Bă, dar n-ai tu o legumă în n-am, carul roșie. N-am nicio legumă, ia să vedem, nu știu aici. Șervețele. Facem picnic pe mijlocul 4 aici. Da. Da, dar tot pare așa, doar unul. Du-te-n puii mei, ce e aici. Ia vezi. Ce avem? La fel, am piept de pui și eu. Orez și eu am cartofi simplu. Nu am un cartof acum. Mamă, ce bine arată cartofii ăștia. Nu-i dau cu orez acum. Nu, nici eu. Piept de pui. Închidem orezul. Bună la frigider, unde frigider? Acolo e frigiderul, da. Poate are legume. În frigider? Minibarul are legume? Poate are un cola ceva. Deci avem orez. Dar la... care tu te frigizează. Prea mult orez, mă. Dar asta n-are niciun... I-am luat și noi precum culturiști ăștia. Și că am venit la concurs de fitness, îmi bat piciorul. Tradițional.
Of, 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 hai să mâncăm. Tocmai ce am făcut un unboxing la caserola. Bă, e bună rău lumina, ia mai dă-i o dată. Oh, ești timid, da? Nu, că după aia văd fanii. Vede concurența. Oh. Hai să mâncăm. Hai. Unboxing, pa, pa, la mâncare. Mai încolo vă arătăm acolo, unboxing la cutia aia. Ce e în cutia aia? Ce e în cutia aia? Unboxing. Opa! Ce-am făcut, mă, nene? Am auzit că murăturile au probiotice și ne ajută la digestie. Și ăsta, Ardeiul, uite, te definește, nu? Da, în ultima zi trebuie să ne definim. Și ficatul? Ficatul ca să nu ne mănânce ficat, iar bine. Am găsit, mulțumim. Ne-am găsit cu colegii de la Faro, aici facem mare vlog. Vlog. Pe tine nu te știu. Costu. Păi și... Nu te știu. Hai, bă, ai fost sau am trecut? Am fost. Te știu. Arată-ne și nou abdomenul la radiografie, te rog frumos. Hai, te rog eu, uite, el e... Cum te numești? Zine tu, prezintă-te. Un băiat care vii și la competiții. Am râd de la țară, am câștigat și 10 titluri la viața mea, 20, câte ai? Ia vedeți ce e aici, mă. Ai de cap, mă. Ăsta e zeul definirii, ia. Du-te, mă, de aici, că nu ai voie așa ceva. Bine, bă, și am venit să mă văd și eu cu colegii. De fapt, de-aia venit la concursuri ca să... Pentru socializare, nu? Da, să facem o echipă frumoasă. Vii să mănânci cu noi, că eu ce avem aici. Salut. Eu am niște struguri în cameră. A, tu ești pe struguri, am uitat. Aici e camera noastră, stai așa, că am încuiat. Da, aș mânca niște ardei, uite, că ardei te merge cu struguri. Merge bine cu strugurile, da? Am mâncat niște pepene. Și te definești. Ai pepene? Am mâncat de astea, nu l-am mai luat. Mamă. Știi că anul ăsta, pregătirea mea semăna mai mult cu a ta. Am mâncat pepene, am mâncat fructe la greu. Trebuie să vorbim despre asta. Hai că mergem să mâncăm și noi. Și vorbim. Da? Mâncăm și ieșim? Ieșim. Ok. Dacă noi am tăiat-o, știu unde e sala sporturilor. Da. O găsim, stați liniștit. Deci, cum ați ieșit din gară, de așa, linia de tren, în partea de altă, o lați în stânga, dați de un peco, dați de niște terenuri de tenis. Se merge pe jos? Da. Ok. 5 minute. Ne punem trainingul de România, da, și venim. Așa, deci dați de niște terenuri de tenis, de un peco. Formă este sala sporturilor. Perfect. Intrarea pentru cântar se face după sala sporturilor, vine un bazin de not. Okay. Și se face pe acolo, sunt niște scări care urcă la etaj, dar în dreptul bazinului de not. Super. Ne trebuie și short-ul, nu la cântar. Da. Ne luăm și short. Pament, tot. Deci legitimațiile sunt la mine. A ta nu este vizată, că a uitat să mi-o ștampileze când am fost cu ele la zonă. Dar i-am spus și știe și o să, când ți-o dau, deci o să... Ai furat statul, Flavius. O să fie cum ar fi și vizat. Gata, ne băgăm la mâncare. Deci când vă gândiți la definire, și în Delaru, băiatul de mai devreme, el e exemplu de definire, așa trebuie să ajungi. Noi suntem grași pe lângă el, adică nicio șansă. Și el se pregătește așa vreo 2 săptămâni, cu struguri și cu pepene, ați auzit. Hai că Flavius a furat startul. Acum mai seamănă masă, mă. Da. Și ce-i, că nu-ți plac murăturile, că fii copății? Că sărate, că sacre. Am terminat de mâncat toată carnea, aproape toate salatele, ficăței. Ce-a rămas? Carbo a rămas. Orezul și cartofi. Ăștia-i mâncă mai încolo. Facem unboxing, mă? Hai să facem curat un pic. Hai să facem curat și după aia facem unboxing. Ce faci rău, ți-a acolo? Unboxing cu lingura. Așa e când ești pe dietă. Ah, motherfucker. Și atunci e mai simplu să rup decât să desfaci alea. E ca la mușcălăciun asta. Mamă, Remu, se... Mamă, ești de bun, am primit și cadou. Ia vezi.
Opa. Ne-am comandat, ce ne-am comandat? Ta-da! Ne-am comandat astea de la Protan. Mulțumim Protan pentru sponsorizare. Da. Pardon. Da, după zonar sponsorizare. Păi, dar ce mă, merită să primească sponsorizare de la Protan un sportiv care a câștigat 4-5 titluri? În fine, asta e altă discuție. Protanul e altă combinație. Da. Ce avem? Am primit cadou un shaker și un tricou. De unde am comandat astea? Băi, ești nebun, și un car VIP. Ce scrie pe tricou? Cine a tricou, cine a shaker-ul? Asta e întrebarea. Eu le iau cam două, cine? Opa! Îți dau tricou, vrei? Depinde ce mărime e. E da, e de la Fruity Fresh de se de la apă. Îl porți tu prima oară, îl speci și după îmi dai mie. Frumos, uite ce scrie pe el. Ce zice? Go hard or go home. Noi trebuie să mergem el, acasă. Frate. El, nu știu dacă îmi vine. Trebuie să... Hai, bagă-l pe tine să vedem. Hai, cum se întinde. Hai, vedem dacă vine el. Go hard or go home. Am muncit 15 ani, Remus, ca să intre într-un el. Asta e cea mai mare frustrare a culturiștilor. Ia vezi. Ia uite. Zici că fac sal. Gata. Ci că... Go home, go hard. Păi go home că hard nu suntem. Haide. Go home că hard nu, mă. Păi ești nebun, ia fete, mă. Ce-i? Aole, mai spar cu mâna aia. Uite-n puii mei că s-a definit. S-a definit. Stai că... Iar te punctează ăștia că ai brațele prea groase și pierzi opănul. Asta e ce dracu să faci. Par grase când nu sunt. Asta e unboxing-ul. Avem tricou, avem shaker. Dar cel mai important, avem cu ce să ne boxim. Care e? Ăsta e overnight-ul. Și cu ăsta mă dau eu în seara asta. Deci, cu ăsta frumos, overnight. Da, cremă de aia de pantofi n-avem și noi? Bă, m-am uitat acasă, nu mai am, bă, știi cum am șters-o data trecut. Nu mai am... Era bun niște Dream Time. Aolo, Remuse, bă, vezi cum sunt vopseaua. Mamă, miroase. Miroase a concurs? Mamă, mi-aduce aminte de concurs mirosul ăsta. Așa cum aș strică degetele ca să mordărești tot pe aici. Trebuie să mă filmez când mă vopsesc. Nu? Bă, dar nu ăsta, că am eu un număr, da. Gata. Și-a făcut țâțele portocali. Mamă, ce lipicioși, frate. Hai că vă arătăm mai încolo cum ne vopsim. Gata. Biceps. Nu e. Ce biceps? Da, vreau să le zic oamenilor acum, am dat drumul, ca să le zic de domnul Mihăilescu. Domnul care ne explica mai devreme... cum să ajungem să ne înscriem la concurs, este de la Farul Constanța și a câștigat multe, multe medalii și mondiale și europene și e o legendă. Ne-am întins și noi după masă să ne odihnim corect așa puțin și să lăsăm corpul să tragă. Tragă apa. Ce să tragă, mă? Să tragă ceva. Să lăsăm corpul să odihnească după drum. Spate. Da, spatele. Și apoi o să mergem să ne înscriem. După care o să mergem la masă cu toții, toată echipa Farul. Mamă, ce... Bă, dar mie îmi place chestia asta cu mersul la masă, toată echipa, știi? Mie îmi place să merg înainte de echipă ca să prim mâncare. Nu, da, e mișto așa, mai ales da. După ce câștigăm și fiecare merge cu medalia lui. Ce vremuri, frate, ai, ce porcelia trăceam. Mâine. Ce, mamă, dar eu nu vreau să mai mănânc porcelia azi. Mâine, adică. Nu? Nu. Nici. Serios. Deci după fiecare concurs... Da, o înghețată mergem și noi la un burger. Câștiga, păi da, asta ziceam, că nu vreau să mai mănânc nimic porceal. Păi da, nu porceal, mă, doar o porție. Nu pizza cu paste, adică cum am mâncat atunci pizza... Mă, mai țin de când am fost la mondiale atunci? Cât am fost băiatule! La mondiale am fost în... ce an, mă? În 2015 am fost? Hai că n-am... Da, vai de capul meu, în 2015! Primele, deci după ce am câștigat prima dată naționale, ne-au selectat la lot și am zis, mamă, mondial, gata. Știi cum aveam impresia? Că suntem semizei. Semizei. Zic, mamă,
Mondiale! Ești nebun, ne-am luat mondiale! Și am ajuns. Noi nu știam că se merge fiecare la mondiale. Nu știam că nu e chiar așa... Adică e șmecherie să mergi la mondiale. Dar nu e ca la fotbal o dată la 4 ani. Dar nu e ca, da, nu e ca la fotbal, că nu sunt aceiași bani, adică nu sunt bani deloc, dar... ideea e că, bă, am fost bine, mă, în primii 10 din 35 de oameni. Când eram definit. Ia vezi, asta era mondiale? Nu, asta e forma de... Acum 2 ani. Tiger, da, 2016. Acum 2 ani când am fost și blană. Eram definit, nu ca acum. Da, nu ca acum, grași frumoși. Băi, și bă, la mondiale noi am ieșit primii 10 din 35 de oameni, ceea ce nu e rău pentru prima participare, da. Era chiar bine. Și nici n-am știut să stăm pe scenă. Eram mai de capul nostru. Da, în fine, am avut super condiționare, am stricat-o pe ultima 100 de metri cu apa, am stricat-o. Apă, așa mi s-a părut. Ne-am încărcat cu migdale. Ne-am încărcat cu migdale. Ne-am mâncat pe 3 migdale atunci. Ce tren, mă, la Budapesta? Cu trenul am fost? Păi nu cu trenul am fost, mă, la Budapesta. Nici mai știu să-mi bat picioare. Am mers cu trenul 400 de ore. Bă, băiatule, în fine, una peste alta, super condiționare. Sper să găsesc o poză, să o pun aici în vlog, să nu fie prea greu cu editul. Dar dacă nu, pun eu pe Instagram, vedeți voi. Am avut, deci cred că cea mai bună condiționare atunci. Da, mă, am schimbat telefonul de atunci. Am avut condiționare bună, păi de ce? Că în septembrie am avut formă de concurs pe scenă și din septembrie până noiembrie... N-am mai băut apă. Încă o lună jumate. Am mai făcut iar... Pregătire adică din formă de concurs încă o lună jumate de pregătire. Așa că ăștia care credeți că în 6 luni nu v-ați definit suficient, ce să mai zic. Ei, ideea care era? Că am plecat de la, vreau să vă zicem ceva, după ce am fost pe scenă și aveam talie mică și tot abdomen, ca acum apar, mai bine ca acum. Am fost la bufet, aveau bufet, all you can eat. Bă, băiatul, Doamne, ce era acolo. Am mâncat... Băi, am mâncat până nu mai stătea pielea. Da, eu eram la așa era pielea, ești nebun? Că am fost... Eu am mâncat nici cu o zi înainte. A, că tu ai intrat o zi înaintea mea pe scenă. Băi, băiatule, deci stătea burta întinsă să simțeam că îmi plesnește pielea și ne duceam până la baie, ne uitam în oglindă, ne verificam, nu mai era nimic, pierdusem tot. Nu ne vrea să credem. Și nu ne vrea să credem că în câteva ore corpul se poate transforma în halul ăsta. Muncisem 6 luni. Da, muncisem 6 luni și în 6 ore pierdusem tot. Și ne-am dus înapoi la All You Can Eat și dă-i. Mă, parcă făceam un ciuda noastră. Deci am mâncat tot ce era acolo, nu cât puteam. M-a durut de două ori mai mult decât puteam. M-a durut bila o lună după aia când mergeam pe stradă. Și de atunci am zis ca să fie treabă, după mondiale ce am făcut, după bufetul ăla a doua zi ce am făcut? Am ieșit și iar mâncam. La KFC? Mâncam? Nu, n-am mâncat KFC. Am fost la KFC, mă, atunci. N-am mâncat, mă, KFC. De ce minci lumea? Da. Mâncam dalea, mâncam alune, nuci, toate astea. Amintește-ți că am fost cu toți în mall. Eu nu mănânc KFC, că mi-e rău de la KFC, nu cred că am mâncat KFC. Ai mâncat, mă, KFC. Altceva. A, am fost toți! Dar n-am mâncat KFC, am mâncat altceva. Mac. Un fast food. KFC a fost... Mac, cred că era, sau altceva. Da, mă, dar am fost toți atunci. Și care e problema? Stai un pic, că le amestecăm un pic. Aia a fost imediat după concurs, KFC-ul, în mall. Imediat după scenă, după care a fost bufetul seara, și eu vorbeam, acum trecusem deja a doua zi, când mâncam toate gustările astea. Luam... Lasă gustările. Știi? Da, am fost singur la așa urmă. Norocit, tu s-a dus singur, pascuns la așa urmă. După concurs, atunci m-am dus și la așa urmă. Am fost tort, am mers 2 ore în continuu și am intrat în fiecare bodega. Bă, una peste alta, după concurs, am mâncat ca în paradis, cu ghilimele de rigoare. Atât de rău ne-am simțit și atât de rău a afectat corpul, că nici măcar că am jurat că a doua pregătire nu vom mai face același lucru. Și ce crezi? Am făcut. Nu, e că am făcut și a doua pregătire. Nu așa rău. Adică în prima pregătire am făcut-o așa. Am distrus cam atât, să zicem. A doua pregătire am dat distrugere mai mică. După aia din ce în ce mai mică a fost, dar am dat. Am dat. Nu a fost niciodată așa. Nu așa rău. Dar și când tu ai fost cu noi, tu nu erai cu noi. Și am făcut, mă, acum 2 ani, după ce am câștigat medalie de aur, 2 într-o zi, Bodybuilding Classic și Games Classic, am fost tot așa, toată echipa, și am mâncat pizza quattro formaggi, toate brânzeturile, cu dacă eram pizza quattro stagioni, sandwich, fiate, sandwich cu paste, frate. Am pus paste quattro formaggi la jumate și am făcut sandwich așa și mâncam. Fantezie de aia bolnavă, bă, băiatule, cum să mănânci, mă, așa ceva? Și aia mi-a fost ultima, mi-a pus capac. De ce? Am făcut o retenție de apă a doua zi,
de mi se umflase burta, ziceai că n-am făcut niciodată în viața mea sport. Și mă dureau toți mușchii, mă durea corpul și acum, pregătirea asta, hai mă să vedem, uite, vă arătăm masa de după concurs. Uite, vă filmez masa mâine după concurs, o să vedeți că majoritatea se răsfață și vă veți da seama că e masa de după concurs, nu e înainte. Și deci eu o să mănânc corect. Sunt băieții de la târgu, nu de unde veni, de la Drobeta Turnul Severin, bagă și înainte și după. Și sunt mai definiți ca noi. Fiecare cu geneticul lui, mă, noi nu ne permitem așa ceva. Eu pentru sănătate, nu e vorba de cum arăt. Serios, nu mă simt bine, frate, să bag toate mizerii. Da, dacă te definești tu mâncând prostii... Dacă, mai și cu parcă. Și cu parcă, lasă că... Măcintă de aia bună, o brânzică de capră, ce-ți place ție? Hai să nu ne mai lungim cu asta. Ideea e că vreau să mănânc sănătos. Hai să vedem ce reușesc. Eu așa îmi propun. Așa mi-am propus în fiecare an. Să vedem acum ce reușesc. Hai să dormim un pic, gata. Deci, am o oboseală în corp și în mine, așa simt că aș dormi, sunt praf. Dar în același timp, e adrenalina aia care nu mă lasă să dorm. Trebuie să mă duc să mă înscriu oricum. Mi-e și foarte sete și nu mai avem apă în cameră, așa că... Mergem să vedem. E cea mai bună lumină aici, da? E decent. Ce-ai făcut? Nu mai poți să o faci oameni. Deci ce-ai făcut? Ai mâncat ceva? Arată-ne, mă, Flavise, fața ta. Băi, deci fața a făcut e priceless de ce-a băgat la gură. Ziceai că cine știe ce-a mâncat, bă? Un baton la vremea lui. Ai filmat gara? Un baton la vremea lui face că orice bucurie în viață. Am filmat gara normal? Cum am filmat gara? Aștept să fac cineva? Aștept aici, că te aștept pe peron. Hai, urcă sus. Eu n-am mai pomenit așa ceva. Să stai în gara. Nu, efectiv stăm în gara. Ne pregătim de sală. Am luat două carnitine. Îmi fac un shake cu aminoacizi esențiali. Am luat și o pastilă de cut and burn. Îmi pun și niște glutamină în shake-ul de aminoacizi. O luat pastilă de burn? Da, am luat. Vrei și tu? Hai, ia și tu. Ia și tu, Flavio, să te definești și tu. Ia. Ia de aici. Poți să-mi faci și mie shake. Vrei? Ai shake? Uite, am găsit shaker. Am venit cu shake-ul de la... Așa să caut și eu, că n-am. Proteina am... Cu... Am și proteină pe aici, pe un sac. Nu e cu cafeină, dar asta e mișto. Ăla n-are cafeină. Și câți ia? Eu iau trei, dar iau câte una. Am luat una dimineață și una acum. Cred că mai iau una. Acum să fie trei în total și pe urmă, după seara, îi dau ăsta. Vărsat. Ce e bine să ai și de ăsta vărsat. Proteină. Bă, băiatule, toată echipa afară, ce mare, trebuie să mă dau în spate ca să-i filmez pe toți, știi, mă? Marius, vlog în vlog. Aici că suntem la las fierbinte, știi? În gară, frumos. Hop, ia mă, stai să filmez aici că suntem în gară. N-ai mai mâncat la gară. N-am mâncat în gară niciodată. Ia uite ce frumos. Frumos aici, la autoservir. Ia uite și pe bărbosul ăsta. Cine-i bărbosul ăsta? Corect. Vlog în vlog, fa-fa. Ia uite. Hop. La naționale, cu bunele ridicat. Naționale de bere. Ia uite. Hop. La naționale de bere. Mamă lui Remus i-a pus pasta cea mai mare. Mamă, mi-a pus bucata asta mare, uite. Stai așa. Stai așa să măsurăm. Ce ai făcut, mă? Nu, mă, tati, ia, mă, ia. Bă, ca să vedeți ce coleg am, mă.
Să ia nu zici tu că nu țin cu tine, sunt încarci. Lasă că bagi cu cornurile alea. Deci atâta e. Orbile astea, eu am comandat, dar nu le-am măsurat. Deci e, e cât degetul, da? Am reușit să dublez porția. Cumva, cumva am dublat porția. Toată lumea e bun. Opa, vlogul e acolo. În picioare. Am fost odată în sportiv, acum ați văzut. Aaa, acum ați văzut. Ce mai faci că merge aici? Nu merge să... Coada de înscriere. Normal, ca de obicei. La partea zi mă lăsă. Am fost să facem niște cumpărături. Flaviu s-a luat niște chipsuri, eu am luat niște prune. Bă, nu mai minți poporul, m-am luat niște orez expandat. Chipsuri de orez expandat? Bravo! Apropo, sunt foarte gustoase și mult mai sănătoase decât chipsurile din cartofi, cred. Cred. N-am citit despre ele prea multe, dar pe etichetă pare mai bine, nu? Bun. Ideea era că vreau să vă spunem așa puțin din atmosfera asta de concurs aici. Mie mi se pare că lumea e cam tensionată așa. Adică, uite, noi suntem pe relax, pac. Acum nu toată lumea trebuie să fie ca noi, că îți dai seama că, na, dacă ești prima dată sau ești la început, e clar că n-ai cum să fii relaxat așa, că și eu când am venit prima dată la concurs, îmi tremurau chiloții de emoții și de... Na. Dar parcă e așa o energie prea ciudată acolo. Zi tu, Flavius, cuvintele tale, cum e? Tensionată lumea, nu? Foarte motivată. Ah, foarte motivată. Să ce? Motivată să ce? Să-și îmbunătățească CV-ul. Să câștige palmares. Bine, și care e faza? Că e și oboseală. Oboseală de pe drum, oboseală de la antrenament, de la dietă. Se lungește înscrierea, în loc să dureze 2, 3, 5 ore, durează 10 ore. Mâine la fel, concursul începe la 10, o să țină până seara la 8-9. Adică eu sunt calm, pentru că am experiență și știu că dacă mă agit și mă enervez la fiecare chestie, o să mă consume și o să-mi strice forma, știi? Cortizolul și stresul o să mă distrugă. Așa că relax și pace până când intri pe scenă. Am făcut un antrenament așa ușor cu Flavius și acum am ajuns în sala de aerobic, facem niște posing. Problema e că am reușit să sparg iar telefonul, camera din față. Haide, hai să facem poze. Foarte bună e că forma e super bună. O, ce lumină bună aici. Super.
am ajuns în cameră după sală. Ia zi, Flavius, cum te simți? Bine, bine. Eu mă simt nașpa că am spart telefonul. Nu mai pot să mă filmez pe mine, pot să filmez doar pe Flavius. Să fiu cameramanul tău. Mulțumesc. Ne apucăm să mâncăm. Ne-am antrenat așa ușor, cât să-l pompăm un pic. Am făcut posing, ne-am întins, mă simt foarte bine. Am făcut poze cu Fanny. Fizic mă simt foarte bine, un pic trebuie să trec peste momentul ăsta cu camera, dar dă-o mă, asta aia, am spart-o, hai să mâncăm. Niște de ăsta vreau, niște cartofi de ăsta. Mamă mia! Au, ce bine arată! Niște proteine pentru omicici. Mamă, deci orezul ăsta cu scorțișoară și cu vârful ăsta de baton. Să-mi bat picioarele, deci e prăjitura aia supremă. Ce zice? High fibers, low sugars. Nu, zi la carbo și la grăsime tare. Are 11 grăsime, dar la 100 de grame și are doar 35 de grame. Ah. 11 grame de grăsime și carbo 20. Tu l-a făcut? Da. Da. Adică e puțin, pentru 35. Foarte puțin. Nici nu simți. Poți la doi? Pe jumate, nu mai simți ăla. Scorțișoară, un baton și un kil de orez. Asta e prăjitura supremă pentru mine. Am început să aplicăm primul strat overnight. Mă vopsesc și eu, mă vopsesc, mai vloguiesc, mai de-astea. Ce fac băieții? Dă-ți pe picioarele aia, frumoasă. Ce sexy ești, cu aia roșii. Mă dat picioarele astea, mă. Stai, cum vezi să le faci. E lumina asta care e doar aici. Ce e aici? Bar de bronzați. Uite, bar de morcov acolo. Nu, că se vede frumos, mă, lumina potrivită. Păi, ții mei aici. Cu toți. Cu bascula. Cu mușchi, cu tot ce trebuie. Avem Ernest cu bascula. De când mi-a zis Alex. Ce e acolo? Mi-a zis Alex, Ernest, să strigă lumea, Ernest. Ce te vede, dar mi-a zis în lumea. E italianul ceva, plus. Hai, care tu vezi? Nu, eu m-am dat gata. Bine. Tu ești, mamă. Eu știu să-l facem, sigur. Doar pe gambe și gata. Vreau să te dai pe gambe? Vreau să te dai pe gambe? Vreau să mă dau pe gătăvi, să nu se duc la plicier. Mă dau pe gambe. Da, ce dai pe gambe? Acum mai cu căi, te mai mărătăși. Sexy, așa. Așa, clar. Dă-ți picioarele frumos. E desfăcut pentru Flavius? Picioarele frumos. Candel de la pojartier acolo. Candel de la pojartier. De la pojartier. E bine, îmi place așa. Sunt trei vloguri într-un același timp. Hens. Dar hai să avem același cadru toți, măcar asta. Nu? Eu. Te vine ce mă la pentru asta? Iată, ăsta e. Ăsta e și poză, îi dăm și cu poză. Să vin să am și picioare. Dă-i cu poză ca să fie... Auzi ce mare ești. Ce mai ziceți de băieții de la mea, că n-au picioare, poftim decât mine. Mai mare chiar. Pă, a, asta, păcălești un pic aici. E dublă oglindă. Da, dublă oglindă, dublă oglindă. Dublă oglindă, dublă oglindă, dublă oglindă. Dublă oglindă, dublă oglindă, dublă oglindă. Păi, da. Suntem cool. Ce schimbă i-ai dat direct în cadru? Gata, mă, ne-am vopsit, e două noapte, hai și la somn. Gata, explică-mi și mie, de ce n-avem noi somn înainte de concurs? Acum, că sunt relaxat, ce să zic, de obicei. Păi și eu sunt relaxat, dar tot nu dorm. Tot nu dorm, frate, uite, suntem aici pe adrenalină, pe astea. Horațiu, Paris, mare vlogger. Dimineața și suntem morți, care credem. Care se trezește cel mai uscat? Eu mă trezesc la 6, știți, nu? Cel mai uscat și cine e? Prost! În general? Mă trezesc la 6. Și acum la 2? Nu știu.
Sper să nu mă trezesc la 6, dar de fapt mă trezesc la 6. Te-ai apucat să dai aici pe față, mă? Ca să prindă, să se ducă prin o stradă. Nu zic eu. Mamă, ce bine, a prins, ești nebun. O, ce culoare frumoasă. Păi, șne, păi, rimul se crezi mare. Sunt mătătorii. Îmi place culoarea, mă, a prins bine. Doar se face faptul bună, un pic pentru ce-ți acea, curemul nu mai ține.